Salutare, prieteni pariuri! V-am pregătit pentru azi, 17 iunie, ponturi și pariuri analizate, explicate și argumentate. Aveți o cotă de 36 pe acest bilet. România-Ucraina, mai multe goluri în repriza a doua, Belgia-Slovacia, 1 de capitolul cornere, Franța marchează cel puțin 2 goluri, o repriză egală între Turcia și Georgia, Portugalia să câștige la pauză sau final și Croația-Albania, 1-3 goluri, interval. Peste 1,5 goluri marcate de Germania și un X2 la Elveția împotriva lui Scoția. Slovenia-Serbia, pauză sau final 2. Așa arată acest bilet pe care voi încerca să-l fac săptămânal la 3-4 zile pe perioada Euro. Trecem mai departe la biletul format doar din GG-uri, da? Începe la 13:30, 5 partide, cotă finală 6:10, apoi dăm drumul la pontul zilei, unde România, în mod normal, va ceda posesia deliberat Ucrainei. Am stat foarte prost la capitolul posesie, atât cu Israel, cât și cu Elveția. Iar Ucraina, în meciurile foarte importante, a dovedit că îi place să controleze jocul și, evident, să aibă mai mult mingea. Ar trebui să iasă acest pariu fără nicio problemă, pentru că România joacă exclusiv contra-atac și cel mai probabil Ucraina va domina partida categoric. 1.75 la peste 53,5 posesie Ucraina. Miza va aparține, bineînțeles, și trecem la biletul cotă 10+, de la strategia cu același nume. Vedeți și voi pronosticurile, alegeți ce vă place, scoateți ceea ce nu vă inspiră încredere și, bineînțeles, pariați doar ceea ce vă place. Ne merge bine și cu anteposturile, cei care ați văzut deja ne-a ieșit primul pariu pe acel bilet cotă nouă. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap.